Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta, împreună cu Rafael, suntem pe telefonul meu mobile pentru că s-a întâmplat un mare extra eveniment, cel mai mare eveniment de pe acest an și anume s-a adăugat o nouă mitică, Rafaele? Ce crezi, o nouă mitică este aceasta adăugată? Și ce să vezi, pe lângă noua mitică mai sunt și alte oferte de cumpărat, cam astea sunt ofertele de cumpărat. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru a câștiga melodie. O să dau un brawler melodie la cineva, 100 de lei, apăsați butonul de like să vedem. Cel mai probabil o să mai dau și un pes. Astăzi ne uităm dacă merge să trimitem pesul la băiatul acela, la prietenul nostru drag care a fost selectat. Am trimis 3 pesuri până acum, 4 skin-uri de Edgar. Fii atent, Rafaele, aseară am dat, lasă-mi Ewing-ul, aseară am dat skin-ul de Edgar la cineva care l-a câștigat și i-am zis să-mi dea poză. Știi ce mi-a zis el? Mersi. Nu mi-a mai dat nici poză, nu mi-a mai dat nimic. Mi-a zis mersi. Atâta. Ok, hai să-i dăm drumul la episod. Ăsta este brawler-ul, este vorba de melodie. Melodie care este un brawler mitic, Rafaele, și costă 100 de lei. Nu e ca și cum ar fi că am dat pe brawlerul celălalt, nu mai știu cât am dat, o grămadă de bani. Dar la ăștia 100 de lei primești foarte multe din punctul meu de vedere, Rafaele. Este mitică, dar fii atent. Îți dă 2000 gold, îți dă aceste emoturi pe care poți să le afișezi în meci când te enervezi și îți mai dă ceva, 2200 de puncte din alea și 800 de gemuri. Bă, tu realizezi cât sunt 800 de gemuri? Sunt 2-3 milioane de lei. Mamă, deci 2-3 milioane. Și parcă asta n-ar fi de ajuns, îți mai dă și acest skin cu melodie. Wow! Noul brawler melodie este aici. Oare câte nerf-uri o să ia, Rafaele? Nu știm asta. Hai să vedem. Avem următoarea ofertă, Rafaele. Cred că trebuie să iei oferta asta. 1500 de puncte cu 3300 gol. Doar 40 de lei. Wow, superb. Slab. Superb. Avem ăsta cupcake, care eu nu joc. Ultima mea ofertă am luat 12.000 gold, Marius. Așa 12.000, dar n-ai luat star points. Nimic. N-ai luat power points. Așa că e egal cu 0. Power points. Care îți trebuie power points să evoluezi un nou brawler pentru a juca la ranked, Rafaele. Deci evoluăm un nou brawler pentru a juca la ranked. Așa că ăsta este nou brawler melodie. O să luăm astăzi, înainte de asta, deschidem un star drop pentru noroc. Epic, wow. Fii atent, Rafa. Te uiți la ochiul. Ochiul stâng al acestei creaturi, în momentul în care face așa, se upgradează vrăbătorul ăla. Ia fi atent. Nu s-a n-a făcut? N-a făcut? Și n-a făcut. Ai văzut? Oh, no! Am văzut că n-a făcut. What? Din epic! Amazing Charlie! Wow, din epic! Bă, ești nebun? Bă, Rafaele, am luat skin din Epic pe contul principal? Bă, astăzi e o zi bună, Rafaele. Și dacă nu e ziua așa de bună, o să dau și un pes și o melodie. Și astăzi să vedem dacă merge să-i transfer pesul. Brawl pesul full de 50 de lei s-a dus, Rafaele. După cum vedeți acolo, arată tot cu degetul, acolo scrie pending. Deja scrie pending, pending. Acolo, s-a trimis. King Dan, adică Dănuț, uite-te pe cont și dă-ne comentariu că ai primit pesul și o să dau și alt pes în alt episod, adică mai am încă 2 pesuri de dat, așa că hai să vedem cine le primește. Dați like, susțineți-mă, că poate dăm un pes în fiecare episod și toată lumea o să aibă pes, plus că apare și pesul nou. Wow! Ăsta este brawlerul nou, Rafaele, îl vom maxa cât se poate, pentru că știi bine că nu avem și noi bănet. Și ce să vezi, cred că nu ne lasă să jucăm rank-ul ăsta. Deocamdată că nu este stabilizat și ar distruge rank-ul. Ăsta este și rank-ul nostru. Am jucat ieri cu un băiat care ne-a mai ajutat și am ajuns aproape de 7000, adică am urcat de jos de acolo, de la 6200. Am urcat, eu am fost cel mai mult 7000 și o să ajungem legendar în România, nu vă faceți griji. 100% o să ajungem. Așa că, Rafaele, ești pregătit să luăm noua ofertă? Da. Aceasta este noua ofertă, melodie. Tot dispare, tot pleacă, parcă n-are stare femeia asta. Este mitică, deci o să fie un episod nou. Hai să vedem. 100 de lei duși. Poți să zici ce vrei, dar eu chiar investesc în aceste episoade. Chiar dacă la episodul ăsta s-ar putea să fac 100 de lei și 100 de lei i-am băgat, măcar dați like și susțineți-mă.
Plus că mai punem bani și de la mine să dăm și pesuri. Așa că haide să luăm acest brawler melodie. Așa arată și asta, Rafaele, imaginea ei. Bă, arată superb, mi se pare. I-a schimbat și fundalul. Asta e fundalul de la Brawl Stars. Și ai 13 zile să-l iei. Și în aceste 13 zile, dacă nu mă înșel, Rafaele, apare noul PES. Noul okay. PES care conține skin pe Buzz. Buzz care îl avem acum, pe care îl avem acum pe shop. Hai să dăm try, să vedem dacă ne lasă să dăm try. Training Grounds. Știu că e preferatul Rafaela, s-a schimbat și imaginea. E preferatul lui Rafael să dea try. El dă try. Mamă, ce vorbește, Rafa, ia. Și ce face? Ok. Ok, și ce face Rafa? Că nu înțeleg. Tragem așa și atâta? Și slab. Cu ultimata ce face? Ok. Are două ultimate, ok? Băi, eu nu înțeleg ce face. Ok, se teleportează ca Feng. Trebuie să vedem. Trei ultimate, ia. E un fel de stiu, femeie. Ești tu, Rafa, asta! Păi ești tu, dar atacă la distanță, sau? E, da, așa e. E combinație cu stiu. Deci, de slab, rău de la distanță, nu înțeleg. Trei ultimate are, n-am mai văzut brawler cu trei ultimate. Deci e un fel de stiu. Da, de, fii atent, adică are... trei ultimate. Dai multe dash-uri și ataci. Te duci, fii atent, dacă e unul... Trebuie să mai facem o dată ultimata. Să zicem că e unul cu gem grab în față, da? Te da. Duci... Te duci, te duci, toată harta. Păi și cât de repede îți faci ultimata din 4 hituri? Stai că calculăm după. Fii atent. Hai să vedem cât deci călătorim. Fii atent, fantomele alea atacă inamicii, văd. Ia. La apropiere. Așa e. Așa e, ai văzut că a lovit fantoma de gard? Trebuie să-ți arăt. A lovit fantoma de gard și s-a distrus, iată. A atacat, cred că inamicul sau? Iată, una. Nu, o... când se lovește de inamic. Sau? Dar nu a... Ok, hai să vedem cât călătorim cu ultimata. Fii atent, și încarcă ultimata, cred, cu fantomele. Și când e ultimata încărcată, să sparg fantomele. Păi, dar nu e așa. Ba da, ba da, ba da, cred că da. Îi dă un dash în față. Fii atent, hai să vedem cât călătorește. Deci să ne-a sfârșitul hărții, da? Odată. Odată. Și odată. Cât de repede am ajuns. Bă, înțeleg ideea că dai ultimata non-stop. O să fie haos dacă e așa în joc. Și să plimbă non-stop. Hă? Hai, hai să o luăm, hai să o luăm, hai să o luăm. Pare interesant, 100 de lei duș. Puteam să merg la o shawarma cu iubita, să avem o shawarma romantică amândoi. Sau puteam să bag bani în Brawl Stars. Am ales să bag bani în Brawl Stars. Eu sunt X-Slader, am 40 de ani. Și mă joc Brawl Stars. Adicția. Ce mi-aș dori eu să-mi zică iubita mie când mă trezesc dimineața? You are all set. Ești bine. You are all set, dar nu-mi zice decât Brawl Stars. Și asta că îl plătesc 100 de lei să-mi zic asta. Dacă mi-ar fi zis gratis, aș fi plâns aici cu lacrimi. Hai să vedem, Rafaele, am luat. Dă-mi ok aici. O, băi, Rafa, cine e asta? Melodie. Cine e ăsta? Melodie asasin cu melodii și cu note muzicale care este îmbrăcat în Adidas și cântă la un microfon. Băi, nu se poate. Și mi-a dat și o de-asta dansândă. Wow. Sunt surprins. Mi-a dat și două cavai de-astea. Cavaie. Sunt surprins. Ok? Melodie este aici. Din păcate, astea nu poți să le iei. Din nou un trofi rău de-asta. Sau cum se numește, Rafaele? Un rău de-asta. Un drum de-asta. Care... Până ajungem aici, toată lumea pune skin-ul ăsta în thumbnail. Și numai așa, wow. Din păcate nu pot să iau asta, să mă bucur și eu de ea de plin. Așa că melodie este aici. Păi ce se întâmplă? A, mai apare. Mai mi-apare încă o dată oferta, ok. Dar nu mai apare să o cumperi. Am luat, Rafa. Pentru prima oară, primul român din România, primul YouTuber din România, Rafael poate să vă confirme că nu l-a luat în acest moment. Deci eu sunt primul YouTuber. Confirmă, Rafaele, pe episod. Da. Sunt primul YouTuber din România pe care îl deține acest skin. Din lume, cred. Din lume. Hai să vedem. Ăsta este brawlerul. În 7 zile și 20 de ore se deblochează. 7 zile. Exact când se lasează brawlul ăla. Hai să vedem.
Nu văd niciun gadget pe aici. Vezi că în câteva power, zile cred că vine și ăla Spike, nu? Spike. Nici nu mai știam că mai vine Spike. Da, așa e. Pe 1 aprilie vine Spike-ul. Aolea, Rafa, ăla e scump, Rafa, e 1 milion ăla. Bă, mă duc la sapă de lemn. Eu nu am bani să upgradez asta. Doamne ajută-mă, dă-mi puteri în jocul ăsta. Asta e, profa, că m-am upgradat ieri. Ai uitat că m-am upgradat la level maxim? Așa uite este. Câți brawler am la level maxim, uite-te. Hypercharge, hypercharge, max, 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 max. Ieri tocmai aici am upgradat acesta. Ai și uitat? Am băgat toți banii mei existenți. Eu nu mai pot să mai bag încă 40 de lei, Rafa, îmi pare rău. Nu mai se poate băga încă 40 de lei. Poate asta, poate să o iau la 3000 gold. Să iau pe asta sau să o iau pe asta la altă. Să mai bag încă 24 de lei. Ajută-mă, Rafa, și pe mine cu o părere. De la prieten la prieten. Eu zic să le iei pe toate. Nu avem buget, Rafa. O să rămân pe străzi, Rafa, în felul ăsta. Ajută-mă. Ok. Mamă, la 300, la 79 de gemuri. Și mai lipsesc doar, mai bag 9 lei doar. Și iau 3000 gold. Bă, asta e bună. Sau asta dacă dau... Sau asta dacă dau la 800 de gemuri. Mamă, cum e asta level up offer. 189. Deci câți bani ar trebui să mai bag eu? Încă 189. O 70 plus 80 cât face? 150? 150. Nu se poate, Rafa, din păcate e prea mult pentru mine. Oferta aia level up. Din păcate e prea mult. Ce mai pot maxim să bag 9 lei? Să mai păcălesc și astăzi foamea puțin. Băgăm 9 lei și păcălim oferta asta. Ce părere ai? Sună bine. Hai să luăm. Ok, you are all set. Am băgat 30 de gemuri aici. Cum ar fi fost să dispară oferta? Când se iau. Luăm asta, 3000 gold. Luăm 3000 gold, mai pe sărăcie, pentru că tocmai ce-am băgat 1 milion și sunt în minus cu acest episod. Rău de tot. Sunt singurul YouTuber, cred că, care cumpără oferte zilnice. N-ai mai văzut ca mine. Da, în de zile să cumpără oferte zilnice. Am luat gold, Rafa. Ar fi bine să upgradez multe levele la ea. De goldul ăla. Vorbește chineză, Rafa! Ajutor! Una! Ni hao. Două! Trei! Patru! Cinci! Șase! Deci că vine revelionul. Șapte! Câte gemuri mai trebuie, mă? 90 de... Câte gemuri? 90 de more coins. 41 de gemuri. Încă o ofertă 41. E mult, Rafa. Mamă, și era bun la level 9, dar nu se poate, Rafa. Îmi pare rău. Perfect, pitch. Lasă că bași tu banii, Rafa. Bași tu banul gros. Și o maxezi tu. Gros. Bași rău, așa. Te bași cu 4-5 milioane in. Să vedem dacă îți dă ceva înapoi. Problema e că nu poți juca la rank, deci cam degeaba. Bă, nu știm asta, poate e o greșeală, dar nu cred că poți juca. Toți brawlerii care se bat, pentru că ai avea un mare avantaj, gândește-te. Tu joci melodie, alții nu au melodie. Și nu cred că se poate juca la rank. Ăsta este contul de rank. Așa că, hai să încercăm câteva meciuri cu el, să vedem dacă e bun de ceva. Jucăm două showdown. După care ne destrăbălăm puțin pe rank, Rafaele, doar noi doi, că nu știu dacă mai e cineva. Nu știm dacă mai e cineva, a mai rămas Flav. Îl tentează să zică ceva și pe Flav, așa că haide să jucăm câteva meciuri cu melodie. Nu mai avem așa mult timp, dar o să deschid aceste stele pentru că mi expiră și ar fi păcat ca să pierd aceste stele. Le deschidem pe episod și vreau să te uiți, Rafaele, că ți-am promis că te învăț ceva mișto, da? Uite-te la acest start, să învăț pe toată România, că n-am mai văzut. Nu știu dacă știi acest fact. Vezi acest start drop? El stă normal cu ochii, da? Da. Dă-mi o dată. Nu a făcut nimic de uite. Uiți la acest ochi, de stânga. N-a făcut nimic. Ai văzut? Da. N-a făcut nimic. Acum a făcut în ochi. Ai văzut? Da. Înseamnă că următoarea e avansată. Ai văzut? Iar a făcut în ochi. Înseamnă că următoarea e avansată. Ai văzut? Da. Deci uite-te.
Nimic, nimic, nimic. Și-a făcut în ochi. Înainte să se agradeze, face din ochi. Da. Mefic a făcut în ochi și ți-a dat un riz, adică te-a vrăjit și în seara asta i-ai dat numărul tău de telefon. Ok. Pentru un spray. Să putea și mai grav, Rafaele. Epic. Nu face din ochi, nu face. Deci te uiți la ochiul lui și știi clar, dacă nu face din ochi, nu avansează. Iată, acum a făcut din ochi. N-a făcut. Înțelegi? Hai să-i dăm și Costa ca să jucăm și melodie. Legendarii! Cred că nu se poate dropa... Legendarii. Nu se poate dropa nou brawler, nu? Nu cred că e banat la dropuri. Nu. Eu cred că e banat. Hai să vedem. Nu se poate dropa. Ăsta e bun, ăsta îl folosesc foarte bine. Și chiar dacă ai zis tu că nu poți să-l faci, pe ăla, pe... cum se numește? Pe Bounty, poți să-l faci. Și l-am dat de foarte multe ori, crede-mă. Odată cel puțin pe meci. Legendaria! Două una după alta! Mamă, Rafaele, mor aici! Iar d-asta! Wow! Opa. Două d-astea, 10.000 gold. A venit și Aurele, ești de bun? Aurele în un pat. Exact în pat să urcă. A venit Aurele, Rafaele, să verifice. Foarte bine. Hai să vedem, băgăm la Spike. Ochi, a făcut cu ochiul acolo, dacă te uiți la ochiul lui, a făcut iar cu ochiul. N-a făcut cu niciun ochi. Deci asta înseamnă, Rafaele, îți face riz și îți dă ceva. Te-a rizat. Rare, Mythic! Wow! 200 powerpoints, 200 gold, 200... Ok, am ghicit. Ne-am învățat de la episodul Rafael. Așa este. Dar tu, mamă, ce mișto era ăla. Rare. Din păcate să duc ăstea 100, Rafa. Să duc 100, pleacă. Super rare. Așa este. Mâine dispar. Ce părere ai? Gata cu opening-ul. Oricum au fost destule. Cred că s-au deschis prea multe din punctul meu de vedere. Deja puțin duce lumea la plictiseală, cred. Și nu știu ce să zic, Rafa. Dispar și apare și PES-ul nou oricum cu... cu aceleași parcă, nici nu știu câte are PES-ul nou, are jur de 20-30. Epic. Rare. Rare. Mamă, pe niciun cont nu cred că o să iau alea 100 de legendar Star Drop. Pentru că am apucat bine. Mamă, ce de rare îmi dă, ce de super rare. Super rare, până acum nimic bun. Super rare. Epic. Mamă, mi-a dat skin de epic, chiar mi-a dus să-i aminte. E nebunie curată să-ți dea skin de epic. E șansa extrem de mică. Și nici nu aveam pe Charlie. Dar nu jucăm Charlie noi. Rafa, la câte oferte o să cumpere astăzi? O să maxăm niște brawler la tine în deck, cum s-ar spune. Legendaria a treia! Wow! Omule, cine e ăsta? Opa! DJ Frank! Spike! Bă, a jucat tot, mi-a rămas așa în minte. Știi harta aia cu fotbal unde e cercul ăla așa cu tofișuri? Și unde joacă ea Jack. A jucat cineva El Primo cu Poco acolo. Și le-a rupt. A treia! Rafa! Iar! Mi-a dat-o pe Frank! E ceva cu Frank azi. Înseamnă că ne spune soarta să jucăm Frank. Deci Rafael a jucat cineva Poco. Tu ai Poco maxa parcă. Cu El Primo. Și eu am El Primo maxat. N-am putea să facem noi o combinație pe harta aia. Să încercăm noi ceva. Și El Primo, cred parcă e maxat. S-ar putea să ne iasă, eu așa zic.
super rare. Rare. Super epice. Super rare. Super rare. Rare. E, mific. Wow. 200 de powerpoint. Aole, Rafa, cine-i ăsta? Hopa. Mamă, câte am deschis pe contul ăsta. Epic skin. 200 gold. Nu uita că și eu pot să plec. Rare. Rare. Epic. Skin. No. Rare. Rare. Mific! Mamă, câte mitice și câte legendare! Ăa, faci din asta! Colt. Mamă, câte skin-uri mi-a dat pe contul ăsta, nu pot să cred. Și nici măcar nu-l cheamă Tomar. Gata. Asta a fost tot, astea sunt ofertele, melodie, PES-ul. Și haide să trecem să jucăm cu brawlerul nou, melodie. Ok, ne-am întors. N-am mai jucat modul ăsta de o groază de vreme. Nici nu mai știam că există. Suntem singurii mitici, doi aici. Hai să vedem. Intră eu mitic aici, nervos. Melodie, trage așa, în chest, ia să vedem. 700 în chest. Oh, ai văzut cum a spartat la 1500? Iar nu mai da, nu mai da, nu mai da. Dacă dau un ăsta. Hai să vedem cât dau ăsta în chest. 1500 și s-a distrus după. Și hai mă că știe Rafa să joace cu ăla. Ia vezi asta. Ok. Văd că călătorește foarte mult, care trei ultimate. Ia. Ia lasă-mă puțin să testăm aici. 1600. Și dacă îi dau așa ia. Și nu înțeleg nimic, brawler-ul ăsta. Nu înțeleg. Nu înțelegi. Tu înțelegi al tău, măcar în gheață face ceva. Shack attack. Dar la melodie eu nu înțeleg nimic. Ce nu înțelegi? Ataci și trebuie să-ți dai dash-uri, să te ferești okay, de inamic. Ok, și ce? A, ce e cu asta? Am mai văzut. Tu te bazezi că dai dodge la atacul inamicului și îl ataci când nu mai are gloanțe. Asta faceți tu. Și chestul ăsta? Adică, nu poți să zicem că dă dynamic pe tine, da? Tu îți dai dash-urile și fugi din bombele lui și da. El nu mai are ce să facă. Dar vezi că dacă se lovesc notele de perete să sparg, asta o să sparg după cât timp? Ia vezi. E preferatele tele astea. Cu vorbe de astea așa. Mă, de ce am dat 1300 acolo? Sau el a dat? Ce ai, mă? A rămas Rafael cu... Sperăm amuzant că l-am înghețat pe Gale. Care el e de gheață. Nu e de gheață, e de vânt, cumva. Al tău e, cred că e singurul de gheață. Mai sunt, cred că, dar... Ia uite, îngheși și tu reta aia. Bă, ce joacă Rafael ăla. Îi place mult lui ăsta și e și foarte OP, dar învață să joace Rafael, e legendar. Așa este. Îngheață Rafael non-stop. Rare, rare, super rare. Atât, dă-i. Nu mi se pare așa OP. Dar cine știe când vine cineva și spune e cel mai tare brawler. Cel mai tare brawler mi s-a părut Kit. Deci nu exista așa ceva, de dai ultimata non-stop, invulnerabil. Și Lerien Lori a fost, dar asta nu cred că e. Păi și mai e vreun brawler de adăugat în afară de melodie? Nu. Nu. Nu mai este, deocamdată nu s-a anunțat nimic, dar trebuie să vină tocul ăla. Cred că pe 22, luna viitoare, nici nu știu.
Mă bat cu asta! Aoleo, e squishy rău. N-am nici alea protecțiile. E squishy rău caracterul. Deci, nu știu ce să zic, Rafa. Deocamdată, overall, sunt impresionat mediu. Nu-ți place că nu dă damage foarte mult. Exact, de ce? Adică nu are burst de damage, dă... E mai mult de escape? Și zice că e asasin, dar de ce e asasin? E de făcut jucuri, adică să te ferești, să faci play-uri. Și tu, nu-mi place tu, dar ai văzut când joacă cineva tu? Ne rupe. Te enervează rău de tot. Să plimbă non-stop. Așa este. Cine știe ce contra, cu e contra brorul ăsta? Alo, aruncători? Dar să faci repede ultima ta? Nu, greu. Greu? Și atunci ce sens are caracterul ăla? Faci jucuri de-astea. Bă, dar vorbește, bă. O să rămâi surprins de cât vorbește. Da, bă, ce să-i zici, Rafael, să joacă lui, e mișto rău caracterul. Ia uite, cum stă înghețat acolo. Place? Like. Ia, că e mult, Rafael. Aici trebuie să fie mijloc. Foarte greu să faci ultima ta, crede-mă. Poate dacă lovesc călea, dar dacă te apropii. Cred că e de escape ăsta. Iată. M-a lovit aia și a murit, ești nebun? Adică nu are destulă viață. E foarte squishy, cred că e de skill ceva ca să te ferești. E singurul brawler cu 3 ultimate. De ce OP al tău, tu îngheț? Da. Păi că stă pe loc ăla. Nu mă surprinde, Rafa, ce facem? Nu știu, bă, e de făcut jucuri, nu prea e de... Nu e, eu vreau damage mare de tot. Să dea un brawler 10.000. Crezi că se poate să adauge vreodată un brawler să dea 10.000 damage pe un hit? Sau ar fi prea OP? Nu știu ce să zic. 10.000 de damage aș vrea să dea. Uite, seamănă mult cu asta din față, uite. Cu prima. Cu Willow. Deci fii atent, notele astea cântă și după aia se distrug, vezi? La un moment dat o să distrugă, o să cadă, uite, uite. Ține-ne! Ține-ne! Te cât dă puțin de damage, ține-ne! Asta trebuie să faci cu ea. Ține-ne! Am ultimat acum. Ține-ne! Te duci așa... Aoleu, nu trece pe-n pereți. Nu trece pe-n pereț ultimata, decât merge... Dar ce star power are, că nici nu mă uita, este puțin. Așa, hai să vedem. Așa, melodie notes, 25 increased. 60 wider. La 100. Melodie games shield. Promise notes. Ok? Și la star power, melodie games improve movement speed. Ok, și asta? Last for... Deci notele mai lungi... Și cu movement speed mai mare. Nu mi se pare care îmbunătăți eu cu ceva. Deci să reziste notele pe lângă ea mai mult. Asta e ok. Cu 25%. Așa este, și Marius. Și că-i dăm movement speed 5%? Când sunt notele pe lângă ea? E cam puțin 5%, nu crezi? Eu cred că va fi interesant de jucat pe fotbal. Ăla ar trebui să jucăm noi, nu ăsta. Hai că încercăm și fotbal. Îl încercăm pe toate modurile. Ăsta și gem, fotbal și gem grab, cred. Ok, am turlat puțin aici. Ăla e aproape înghețat.
Dar tu nu dai damage că n-ai level maxim, mă, de aia, că la level maxim... Bă, lasă-mă cu level maxim, cât să mai dea? 1000? Și 1000 e puțin! Uite, acum, știu, acum aș fi level maxim, uite cât dau pe chest. 1000 pe chest! Așa e. E de fotbal, ai drept, s-ar putea să fie de fotbal, cred că ai zis ceva bine. Fotbal și gem grab, că fugi cu, cu gemurile. Că e periculos ăsta. Mamă, mamă, stai că face ravage. Eu mă plimbai deja pe acolo, făcui lepu. Te-ai învărtit și tu. Trebuie să-i prind în ultimată și cocoșează asta, să vedem. Pe ăla are zero, mă, ce ai. Ia joacă, te era făcut. Stai așa. 3000 a dat lota aia! A dat... Nota dă mai mult decât ăla! Cred că asta e faza, să te duci cu notele astea în ei. 3. Posibil. Hai să vedem, Rafa, și alte moduri. Mefic! Mamă, nu aveam și e bine asta. Orice îmi dă pe contul ăsta mare, sunt mulțumit. Orice, orice. Hai să vedem, gen grab. Hai să e bună pe gen grab. Dă-i așa, dă-i așa, dă-i așa. Le încercăm pe toate. La rind. Le încercăm pe toate la rind, Rafa. La rind. Hai să vedem gem grab. Ai zis că e bună pe gem grab, că fugi cu gemurile. Da. Pare interesant ce spui. Arată mișto, roz pe verde, pe țaienul ăsta. Mamă, mamă, ești nebun. Oh, fii atent că a prins viață. Aoleu, ce m-a plezit ăla. A prins viață, Rafa. Parcă se potrivește mai bine aici. Ok. Am plecat cu mine, Rafa. Ce aia, uite cum țin zona. Am dat de 3 ori ultimata la rând, nu știu dacă ai văzut. Țanane! Ia fii atent aici. Mamă! Nu, cum mi-a scăpat! Fii atent, are defensivă prop... Aoleu! Hai să vedem acum. Rafa, fă ceva. Că zicea mea țană n. Gat. Match over. Pare să se încadreze mult mai bine aici. Bă, lasă-ne cu reluarea. Îți dai seama dacă ne-ar da reluar la ring? 6000 de meci morți sunt. Mai dai unul, mai dai unul. Țană n. Învățăm cuvinte noi, ce înseamnă așa? Cum zic eu? Nu știu. Țană n. Ce cuvinte ciudate. Ce, bă? Ce? Iar Mortis e același player care n-a făcut nimic. Este același? Da. Țanan. Asta e corect, mă. Doamne, ăsta e bot, man. Are apărare foarte bună care notele astea. Și dă 3000 cu notele. Și sunt așa mulți acolo, mă. Țanane! Țanane! Cimpane! Învăț chineză cu X-Lader. Rafa! Țanane, da. Cimpane! Ce înseamnă? Lasă-mă, eu chiar mă chinui să fac cu mine aici. Eu învăț chineză aici. Dacă ne-a murit ăla, e over. Tu vezi că am dat de două ori ultimata? De două ori, una peste alta.
Gheață aia acolo, merg pe loc. E o pecă, nu le, nu-i lasă treacă pe acolo. Sanana. Și acum vorbește română. Și acum pleci așa, ia? Cel mai enervant o să fie că nu poți să-l prinzi. Sanana, cinane. Ia vezi câte vegeta mortis. Cristian, vrea să joace Cristian. Din păcate nu putem să jucăm. Că testăm, hai să vedem Brobol. Chichi Yo-Yo. De așa să mai joace Mortis, dacă ne bagă iar Mortis. Nu ne bagă, că nu joacă fotbal. Arafa, să vedem aici cu mingea. Mamă, și e și arta aia de alerg repede. Și avem și ăla. Mitic, mitic, bă, e greuț meciul. Mamă, Feng, mi-e frică de Feng. O dai cu David aici! Eu am fost X-Laidere! Sanane! Sanane, David! Sanane, David! Vezi că ăla iar iese de acolo și te bate. Wow! Mamă, îți dai seama câte șuturi am eu pe asta? L-ai prins pe David. La cireșe. Ăla are cap de mingea, am crezut că ăla e mingea. Pasă, pasă. Țanane, David! Omoare capul ăla. Ăla are cap. Mingea. Mamă, ne bat. Du-te, Rafa! Te-a spart capul ăla. Au rupt, noi testăm bro. Bă, e bun, dar nu știu să joc cu el. Jucat și cu români, cu țanană. Țanănări. Hot zone, cred că are rost să încercăm hot zone. Dă-i și hot zone. Încerc. Dă-i și hot zone la țanană. Vreau să-mi spui ce înseamnă. Că ce mereu. O întreb pe Siri acum. Nu cânta, te rog eu frumos. Trebuie să dai manual, că nu vrea automat, văd. Dacă gelui clii? Mamă, ce OP al tău, Rafa. E bine că te antrenezi cu el. A, frate. Și intru eu cu notele astea în ei și dă câte 3.000 una. Iată. Îți duci? Iată. Asta, cred că asta e punctul ei forte. Pare mai bună pe ăsta, ești nebun? Tu nu vezi de câte ori să plimbă? Chuck ăla să primă nu de damage. Chuck! Ia. 22. Bă, am dat 51, domnic, cu caracter nou.
Unchiun John John. De ce vorbește în așa fel? E limba ei. Okay, wipeout. Hai și un wipeout, să vedem. Vedem ce zice, ce ne zace la ureche. Ce ne zace? Players found, 6 din 6. Wipeout ce înseamnă? În la 20, ăla? Diamond, Rafa, tu ești expert deja. Când vezi Diamond, nu te complici. 10? Nu era cu 20? Mamă, mamă, ăștia joacă meta aici. Ăștia joacă serios, Rafa. Țanănă ăștia. Țanănă, mamă, ce mi-a dat. Mamă, dar greu să faci ultimata, bă, pe el. Uuu, cum m-a lovit în părți. Foarte greu să faci ultimata pe el. De ce oare? Că sunt trei ultimate. Bă, nu știu, dar e... Ia. Asta se presupune că faci cu el? Bro. Sananu! Ia uite că nu se îmbracă să te impresioneze. Așa îi place ei. Mamă, 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 deci nu prea poți să... Dacă te arunci în cineva tank, ești mort. Ăsta trebuie să-l omorăm pe ăsta aici. A omorât Rafa pe acolo, nu știu cine. Ce a făcut. Ok, ok. 2000 damage. E clar că nu face parte de aici, nu? Da. Nu m-a impresionat deloc cu 9000 damage. Țanană. Mai avem knockout. Hai, un knockout. Nu cred că ar face ceva la knockout asta. Tu crezi ceva? Din ce spun eu? Da. Face ceva la knockout asta, deci. Deci hărțile astea nouă nu le dă la knockout. Ar fi mișto să-ți dea puncte și de aici. Dat în butoi. Ta-na-na! Aici e D'Angelo. Dar mi-a scos ultimata. Așa e. Sananu! Sananu! De ce vorbește numai așa? Hai! Legendarii! Bă, ce se întâmplă astăzi? Legendarii! M-a nenorocit pe contul meu principal, unde țin cel mai mult, unde am băgat milioane de lei, Rafa! Sananu! New skin, Rafa, new skin, hai să dăm și un ranked. Play, ești gata? Da. Puține nervi, puține nervă. Ești gata să vină puține nervă pe noi? Iată, harta nouă! Țanănă? Ah, ăsta nu e rank, Rafa. Ăsta nu e rank.
Classic X-Slader. Ăsta nu e rank, din greșeală am apăsat. Din greșeală am apăsat. Pe că o mănâncă fața. Țanan! 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 O să zici și tu după ce o auzi că zice non-stop. Dă-i acolo și uite-o pe aici. E mapă D'Angelo. Tragi, bă, în tureta aia. Uite-te și tu cum stă. Dacă aruncă râul pe râul, merge, nu? Hai, bă! Uite-te și tu unde să băgă. Zero sens. Uite-te și tu unde să băgă, mâncați-aș. Uite-te și tu unde să băgă. Cât IQ poți să ai să faci așa ceva? Când tu, bată ușor. Când tu ai avantajul apei, tu te baci în colț. Zii tu! Prime. Mamă, ce-mi dă ăla cu balonul. Am luat. Bă, frate! Intri în perete. Păi dai auto-attack și se duce random. Nu ai cum să stai să setezi direcțiile. Doar dacă ești super rapid și super bun. Interesant e că ți expiră ultimata. Nu ți-o reflectă și în următorul. Vreau să văd dacă pot să-i dau... Uite, pot să-i dau Pumperescu cu notele! Înțelegi? Țan-ț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 an
Țanțan nu, țanțan z, țanțan b. O să te zăpăcească cu chineza asta. Bă, am dat pe ranked, uite, ranked. Și acum suntem pe ranked, dă-i ready acum, chiar suntem pe ranked. Nu te mint. Deci suntem pe ranked, da? Da, da. Nu te păcălesc. Ok, ok. Knockout. Nu se distruge. O mapă de aruncători. Baron Dynamite. Hai să vedem harta. Așa. Niște pereți. Piper banează. Tu. Ca să scăpăm Pare de... Piper, dar o să ne scape un nani. N-are nimic. Ar fi bine să-l luăm pe ăsta, Rafa. Bea, nu, level 9, Rafa. Mamă, mi-a banat brocul. Ai spike-ul? Bă, nu ăla, vreau eu să joc. Ăla. Țanțan, nu vreau să joc eu în Țanțan. A luat Leonu. Îl spar pe Leon cu ăsta. Îi dau picior la mufă. Coltu. Slab Coltu. Hai, tată, că sunt bine, suntem bine, Rafa. Țanțan N. Bă, îmi place prea mult cum vorbește în chineză. Hai, mă, nu ieși din joc, că e bine, suntem bine, Rafa. Dacă nu ieși din joc, suntem bine. Vezi acum o daia care trage cu... Nu! Ăla ar trăi bana pe viață! Să distruge Rafa. Rangeri fără aruncători. Nani, Piper. Mamă, și Lu. Alege un Nani, dai tu Piper. Ar fi bine să joci tu Lu. Piper, da? Păi e joc Lu, dacă se sparge harta ne... Și ce îi trebuie să iei? Brock? E mai bun Brock. Că Brock lasă și foc la picioare. Adică... Brock. E bine, e bine ce e ăla. Aruncător, ăla e aruncător. Barley, cel mai slab. Vrei să iau Mico să mă duc după el? Să-l campez?
Cred că ar fi cel mai bine să iau Miko. Că mă fidez pe el. Ascultă-mă ce spun, nu? Mă da. Fidez pe ei non-stop pe, pe Barley. Când vezi Barley contra lui Miko, ce crezi? Sau Colt? Îl rup pe Barley. Nici Coltul nu mă bate. I-a luat draft asta. Poate pe ăla îl pierdeam, de-aia nu vreau soarta să ne jucăm. Țanțanu, țanțanu, țanțanu. Bam. Da, bam și aia sunt doi pe partea aia. L-am rupt pe Colt. M-a rupt Colt. Tarzan! Mamă ce mi-a dat ăla! Hai mă, Rafa, nu pierdem ăsta! De ce? Păi cum să pierdem? Stai că mănâncă fața, nările, obrajii. Băi, aveam viața full HP până sare ăla! Durează 7 ore! Mamă, m-a rupt frățiorul. Tete și tu, cum... Ce ai de face așa? Mă necai! Hai, X-Lidere! Mamă, ce trage tureta lui ăla! Hai, X-Lidere! Suntem regii, suntem regii? Vezi că e bine rău! Țanța nu, țanța bă, țanța gă, țanța ră. Mă, mă enervează la Miko, aveam viața full HP și până a sărit, am luat cred că 5.000 damage. Bă, n-are mă cum așa ceva. AFK, 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 AFK. N-are nimic. Ce mă, 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 tu Barley? Mă bat oh cu doi. My god. Asta. Te-a bătut Barley, mă, mâncat să șetă. Bă, nu poți să-i fac nimic lui Barley. La ce-ți luași caracterul ăla? Păi nu că Barley e useless după ce dispare harta. Dar mă ține prin pereți. Ia zi Colt. Bă! Ce faci, mă? Bă, tu trolezi, mă. Păi unde l-am lăsat low? N-are mă ce să-mi facă mie. Startul, e grav, e grav. N-are ce să-mi facă mie. Ai trollat tu, te-a bătut Barley, ești nebun. Da, trebuie să te bagi tu pe el de acum colo. Trebuie să mă bag eu, de ce te dusăși tu acolo? Pierdut, slabi. Fii și tu mai atent să nu te mai bată Barley. Ce naiba te-a bătut Barley? Trebuie să dăm switch, să te păi nu știi încotro vine, de unde știi tu încotro vine? Pe dreapta. Când vezi unde a venit, dăm switch, te duci repede pe el. El are avantajul cu pereții. Ai murit de prea multe ori acolo. De 2 ori m-a bătut. Da, deci el vine pe dreapta. Așa e mult mai ok, că noi îl batem pe ăsta lejer. M-am bătut cu 2 de-aia. Păi normal că dacă te bați cu 2. Uite cum îl apără leonul. Uite cum îl apără. E ok, e ok. Dacă vine Jesse să te ajute. Trebuie să vii pe stânga aici, că a venit Barley. Sau? Bă, ce naiba nu poți să-l bați pe ăla, mă? Bun, mamă, cum l-am lovit. Dă-i în el, că poți să-i dai acum. Mamă, mi-a dat toată ultimata, mă!
Ăla e useless, mă, cu Jesse! Bă, dar trage ăsta! 7-7 HP! Bătaie! Nu-mi plăcut deloc, Jesse, mie! Praf! A jucat, dar n-ai ce să faci. Nu știu, mă, nu știu, mă, nu știu, mă, am dat tot ce am putut și tot pierd, mă. Asta nu-mi place la jocul ăsta, dau tot ce pot. Cum am pierdut jocul ăla, nu înțeleg. Au fost mai buni. Cu doi, mă, lasă-mă, mă, au fost mai buni, nu fu picul tău bun. A jucat prea bine Coltul ăla, ai văzut câte kill-uri a avut. Piper Nani. O să banez, nu știu, Colt. Exact ce vreau să iau. Demo ăla. Hai, mă, că încerc, să încerc Spike sau Brock. Ia Spike. Mare, crezi că cam mare. Mamă, lelea de pleznește. Mă bag full asasin. Mă bag full asasin pe ăla. Mă bag ulii, Rafa, dacă pierdem, pierdem. Și așa am pierdut 80 acolo. Nu trebuia să pierdem în viața noastră. Țanța nân, țanța bân, țanța r. Bătui pe amândoi. Bun, bun, bun. O stau aia împreună acolo. M-a murit în aer. Vă bateți cu unul, eu mă bat cu doi și tot pierdeți. Eu nu înțeleg cum. Cum ne va pierdură 2v1, 2v1. Nu mai juca cu ăla dacă nu e bun. Ok. Țanțan N. Trebuie să recuperăm meciul pierdut. Este bine sau nu, Rafa? Par slăbuți ăștia, nu par așa buni. Da. Și pierd, cred că ne dă puțin, că ăsta e 3. Tu ești 3-ul, parcă? Da. N-are ăla cu stun! Ce durere simt! Ajută-l pe ăla, Rafa! Mamă, ce făceai acolo? Nu mai avem atacuri. Ce mă enervează jocul ăsta. Trage-i mine tu, că eu am statistici mult mai bun ca tine. Doamne, ce m-a bătut ăla, man. Ia să te ascult. Okay, okay. Două kill-uri am făcut. Și ăla dă mine. Dă-i mine tu, loser. Asta mă aleargă pe mine și voi bubateți. Asta dacă iese din aia mă omoară, e ăla cu calculatorul. Dacă iese din discheta aia ne rupe pe toți. Ți-am spus, ți-am spus, ți-am spus că dacă iese din discheta aia ne rupe pe toți. Interesant.
Dă câte 8000 damage cu dischetele alea! Ce nasol, nu avem ce să-i mai fac decât să aștept să... Să ducă zona, trebuia să o joc inteligent, dar nu știu că ne omoară așa... Mă... Slăbătura asta care nu joacă bine deloc. Uite cum stau ăștia aici, ajută-mă aici. Slab, ăla-i slab, mă, cu sniperul ăla. Et. Slab, 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 slab și slab și slab și slab și slab. Cel mai slab. Ăla nu știe să joace. Nu știe să joace. Nu e bun. Nu e bun ăsta. Ăsta nu e bun. Nu e bun ăsta. Nu e bun de nimic. Nu omoară pe nimeni. Trage cu autoatac. Că am jucat huge acolo. Dă-i n-ăla acolo. Iar stă cu calculatoarele. Rafaele, Rafaele, ce mi-ai făcut? Am carat Marius. Trebuie să am puțină răbdare. Uite că dacă vine pe tine, sunt cu tine aici. Doamne, cât de low e ăla sus și a scăpat. Nu te băga acolo că se sparge cu televizorul ăla. Și dă foarte mult damage. E acolo în dreapta. Dă-i așa, dă-i așa, dă-i așa. Nu te băga că dă cu televizorul și ne omoară. Ata Marius, bravo. Nu știu mai puțin că am cărat aici. Ai cărat? Ia să văd eu și statisticile tale acum. Ia să vedem. Legele. Mefec 3. Pentru că merit, Marius. Mergem pe Legendary 1. Mamă, nu mai vreau să mai joc 1. De ce mai joc 1 dacă nu vreau să mai joc 1? Mi-ai zis să dau ready. Nebunesc, de ce mai joc 1? Nu voiam să mai joc 1. Jim Crab trage repede, când trage repede, Colt și Crow. Banează Crow. Poți să joc melodie? Eu știu deja ce vreau să Nani? Joc. Squacă. Mamă, pune vârteajă. Să încerc un Nani, dar e prea squishy, mă. Mergem pe clasic. Pe clasicul zâmbețel. Pe clasicul murmețel. Nu trebuie să mai joc 1! Ajută-mă, Rafa, că nu trebuie să mai joc 1! Nu mi-ai zis să dau ready. Eu ți-am zis. Dă-i ready, ai zis. Dă-i ready. Aia, acum nu putem să mai jucăm dăm înapoi. Unu. Dacă îl câștigăm, să mergem spre Legendary 1. Dacă ușor, îl câștigăm, mamă, Leon, clasici. Nu mă bate pe mine Leonul. Ar fi fost interesant să se distrugă harta asta. Dar asta parcă nu se distruge niciodată. Nu am văzut-o pe asta cu trenul că s-a distrus. Ia it. Final preparation. Hai dăm unul, a zis Rafa. Și-o am dat ready. Vocile au câștigat. Câștigă de vreun an. Squacă. Rafa a zis mai dăm unul. Eu am zis că nu. Mefec. Și Rafa a zis să mai dăm unul. Ați fost martori. Care trage în halul ăla? Mamă, ce bun e erou ăsta pe harta ta. Mă, cum am dat cu piciorul pe lângă, mă?
Mamă, ce-i rupe, Rafael. Fac legea, Marius. Fără, trebuie, și voi vă uitați din spate. Mamă, veni Leonu. Alo, tot damage-ul l-am absorbit. Bă, frate. Rezonează prea frumos aia. Hai, ce să mai zici, al nostru stă și să uită. El e la show. Stai, mă, că dai bine tu. Da, dar nu putem să-i oprim. Ultimate e nevoie. Cu tot de oaie, bă, când era să se explodeze, să se oprească. Aoleu, mi se fac o rău. Ai, 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 deci numai mie mi se întâmplă de astea, să râzi până scade așa creierul și să vezi alb. Nu știu de ce. Ai pățit așa vreodată? Nu. Nu mai pot, amețește așa. Nu prea am dat damage, am dat o singură ultimată aici. Foarte greu să-i nimerești cu trenuri, cu... Vine ăsta, Spike, pe mine! Asta cred că o luăm. Mamă, ce trage în tren! Cum nu muri nimeni acolo? Nu înțeleg! Bă, cum nu moare ăla, bă? Cu spike-ul lui! Ce slow-un dă ăla! Nu e, bă, bun Feng pe harta asta. Hai, ce căuta cu Feng-ul? Mai trece și trenul. Pierdut 3 secunde. Ce să mai faci? Aruncă ăla. Ăla în afară de spike mai știe să joace ceva. Ți-am zis că nu trebuie să mai dăm unul. Încheiem aici, pa, pa.